După predarea buletinelor de vot, verificarea și validarea tuturor proceselor verbale din județ, reprezentanții în biroul electoral județean Bacău ai PSD, PRM și Partidul Alianța Socialistă au refuzat să semneze procesul verbal final. Gestul PSD pare ciudat în condițiile în care Mircea Gioană a câștigat alegerile în județul Bacău, obținând cu 6% mai mult decât Traian Băsescu. A fost o decizie la nivel național, deocamdată toți reprezentanții în deja ai PSD-ului nu au semnat procesele verbale, pentru că există o serie de nereguli, constatate chiar și la nivelul județului Bacău, unele dintre ele le-a semnat și dumneavoastră la Străminoasa, unde erau fel de fel de însemne în urna de votare, în Urbeni, unde se dădeau câte 2 sau 3 buletine, de câte o președinte în secție de votare care l-avea drept bărbat un consilier PDL, o serie de nereguli care au determinat o poziție unitară la nivelul PSD-ului. Partidului Social Democrat Bacăui s-au alăturat reprezentanții Partidului Alianța Socialistă și PRM, care au refuzat să semneze procesul verbal, deoarece așa au primit dispozițiile de la șefii de partid.